Oameni de afaceri importanți din România au anunțat că își vor închide conturile deținute la băncile austriece și mai mult vor îndemna și angajații lor să o facă. Unul dintre ei este domnul Dimitrie Muscă, unul dintre cei mai mari agricultori din vestul țării, care este în direct cu noi. Bună seara, domnule Muscă! Bună seara! Domnule Muscă, de ce ați simțit să luați această decizie? Ce v-a făcut să luați această decizie? Deci sunt un bun român. Și așa trebuie să fim cu toții buni români. E normal, e o reacție pe loc, care am avut în momentul când am văzut că această țară cu vehemență se opune intrării noastre pași, ca am fi cei mai mari dușmani ai lor. În condițiile astea am închis deja astăzi cele două conturi din cele două societăți la BCR în Arad și bineînțeles că am luat și decizia pentru că am cumpărat și motorină la 7600 de hectare de pământ și multe animale, consum peste 1000 de tone de motorină și acolo nu o să mai iau de aici înainte niciun gram de motorină de la OMV. Sigur că am văzut că am avut mulți adepți și mulți români au considerat că este de bun augur gândirea mea și pe această care atunci vreau să fac un îndemn ca cel puțin noi poporul să ne dăm mâna și să accedem la pedepsirea acestor firme, adică să-i facem să ne putem cu ei cum s-au purtat și ei ca țară cu noi. Și trebuie să facem noi, poporul, din tot sufletul acest lucru, pentru că conducerea țării române, care ne-a caracterizat ca un stat eșuat, nu va face și nu ne va băga în Schengen niciodată. Am văzut că a spus că nici peste 3 luni, nici peste 6 luni nu ne vor primi în Schengen. Deci depinde de noi, poporul. Dar reține, stimată doamnă, noi, poporul, îi putem face ca peste câteva luni de zile să vină să ne implore ei să intrăm în Schengen. Totul este dacă de data asta poporul își dă mâna, se unește și purcede pe această idee. Pentru că, de repet, nu avem ce aștepta de la conducătorii țării. Oricum, am luat o măsură, tot ce este împotriva statului austriac, vom face. Sigur că nu-i devine tot statul austriac, sunt câteva persoane de acolo, dar să plătim cu aceeași monedă. Trebuie să ne dăm să ne dăm mâna poporul. Nu avem ce aștepta de la stat. Știam de fiecare an, de atâtea 10 ani de zile, n-am fost în stare să unim, să facem să fim primiți. Gândiți-vă dumneavoastră că asta trebuia pregătită de luni de zile, nu acum în două săptămâni, hai să facem mare acusare și să drept să ne bage ăștia în Schengen. Nu! Și nici să le acceptăm pentru că din cauza că le-am acceptat. Și vinovat este cel care a spus că suntem un stat eșuat. Cel mai vinovat este. Nici guvernul României nu va fi în stare. Eu țin în scris ce vreți voi dumneavoastră, orice pedeapsă, să vedeți că nu, ei nu sunt în stare. Dar noi prin popor putem să dăm această lovitură și îndemnăm poporul să vină să acceadă toți, să plece banca de aici, să nu le luăm motorina și așa mai departe. Câte acțiuni putem face, foarte multe. Rămâne de văzut, domnule Muscă. Vă mulțumim tare mult pentru intervenția la News Hour CNN. Mergem acum mai departe.